Guvernul PNL joacă alba-neagra cu viețile românilor și se dovedește a fi mai periculos decât virusul SARS-CoV-2. Pentru guvernul liberal, salvarea vieții românilor prin creșterea capacității de testare, prin introducerea testării rapide, în special în spitale, în școli și în instituțiile de stat, este o bazaconie. Premierul Ludovic Orban a anunțat printr-o declarație de la Palatul Victoria că se așteaptă ca în câteva zile capacitatea de teste pentru coronavirus să crească la 2000-2500 de teste pe zi. Premierul a precizat că nu vor fi folosite teste rapide pentru că nu sunt precise. Cu toate acestea, oamenii doresc testarea rapidă întrucât situația privind noul coronavirus se înrăutățește de la o zi la alta. În timp ce numărul cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19 crește alarmant de la o zi la alta, pentru guvernul liberal, salvarea vieții românilor prin creșterea capacității de testare, prin introducerea testării rapide în spitale, în școli și în instituții de stat, este o bazaconie. Așa au numit chiar reprezentanții guvernului PNL toate aceste metode de salvare a vieții românilor. Guvernul PNL a refuzat sistematic încă din martie să-i testeze masiv și gratuit pe români pentru a opri răspândirea virusului și pentru a salva viețile oamenilor. În acest timp, liderii PNL și apropiații acestora s-au îmbogățit din testarea contra costa milioane de români obligați să plătească scump acest serviciu.